Salut și bine v-am regăsit! Pentru că mulți dintre voi mi-ați cerut și o nadă pentru pescuitul crapului, atât pe ape sălbatice, cât și pe ape private, unde peștii provin din populări, astăzi o să vă arăt o nadă ce eu o consider o nadă universală, destinată pescuitului la metod, dar și la coșuleț, atât pe ape sălbatice, cât și pe ape private. Este vorba de nada Super Method Mix de la Baitec. Această nadă este o nadă ce pe lângă o parte de făină de carne conține foarte multă proteină obținută din grâu, din porumb și din soia. Ca și raport al elementelor are 22% proteină, 6% grăsimi și 3% fibre. Pe lângă acestea conține și diverse atractanți. Puteți observa pe spatele pungii o listă de ingrediente, precum și procentajul elementelor principale. Este o nadă ce, deși are intitulatură Method Mix, ea se poate folosi și la pescuitul coșuleț. Având în vedere ingredientele și raportul între proteină animală și proteină vegetală, această nadă este ușor asimilată și de peștii sălbatici, obișnuiți cu o hrană naturală, cât și de peștii ce provin din populări, pești obișnuiți cu peletele sau cu o furajare intensă. Puteți pescui sau puteți introduce în nadă diverse particule, semințe, porumb, atunci când pescuiți pe o apă sălbatică, când peștii nu răspund așa de bine la făinuri de pește sau nu răspund la micropelete, iar în momentul în care pescuiți pe o apă privată, o apă cu populație mare de pește, puteți introduce particule cum ar fi micropeletele pentru a-i crește atractivitatea. Ca și culoare, e o culoare neutră, o culoare ce o face potrivită atât pescuitului primăvara cât și pescuitului vara, atât pescuitului pe ape limpezi cât și pe ape mai tulburi, o culoare neutră, o culoare ce nu atrage suspiciunea peștilor. Cam atât despre nadă, o găsiți fie în pungi de 2 kg, fie în pungi de 1 kg. Mai există și o variantă roșie acestei nade. Eu prefer culoarea maronie, îmi place mie mai mult pentru că nu e așa de, nu sare așa în evidență. Încercați-o, cu siguranță vă va da rezultate. Față de alți producători, Baitec este singurul care își trece concentrația de proteină și de grăsim și alte elemente și ingredientele pe spatele pungii. E o nadă de calitate, o nadă care va face față situațiilor și primăvara, și vara, și pe ape publice, și pe ape private. Pescuiți-o, încercați-o și cu siguranță vă va da rezultate. Puteți să o folosiți ca atare simplă, puteți introduce în ea și TTX și particule. E o nadă ce are multe elemente atractive și ține peștele pe vadă. Până data viitoare, la revedere și fire întinse!